Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Republica Fantastică România suntem înconjurați de eroi, să știți, și sunt mult mai mulți decât am putea crede. Sute de mii, de fapt, de eroi anonimi care se expun zi de zi, oră de oră, minut de minut condițiilor vătămătoare de muncă, solicitărilor neuropsihice sau chiar izolării în birourile în care lucrează ei, în ministerele patriei noastre. Vorbim de angajații din ministere, ați ghicit, ei beneficiază practic toți de diverse sporuri la salariu. Multe dintre ele sunt realmente imposibil de justificat, de fapt, prin condițiile propriu-zise de muncă. Toată lumea știe că sunt, de fapt, niște invenții, dar continuă să le fie plătite de ani și ani de zile. Fostul ministru al muncii, de exemplu, Violeta Alexandru, a avut o încercare onestă de a pune sub control această practică din sistemul bugetar, să se dea sporuri doar acolo unde chiar este nevoie de ele. Ea a identificat peste 50 de sporuri diferite care erau și sunt acordate în continuare angajaților din sistemul bugetar. Dar demersul s-a oprit, evident, înainte să poată fi pus în practică. În 2020, ministrul Violeta Alexandru spunea că aceste sporuri, citez, au apărut precum pensiile speciale. Și cine s-a descurcat să prindă un moment prielnic și a fost aproape de decident, a obținut un spor. În topul cu cei mai mulți angajați se află Ministerul Afacerilor Interne, care are 124.000 de salariați, urmat de Ministerul Apărării Naționale, cu 86.000 de salariați, și Ministerul de Externe, cu 2.188. Toți beneficiază de sporuri, potrivit informațiilor oficiale obținute de colegii de la Hot News. Cel mai des întâlnit spor este cel de condiții vătămătoare sau periculoase de lucru. Acest spor mai aduce 15% în plus la salariu și, după părerea mea, domnule, statul român chiar ar trebui dat în judecată. Mă și mir că de atâția și atâția ani niciunul dintre acești angajați corecționești ai statului român care lucrează în ministere în condiții vătămătoare sau periculoase de lucru, domnule, n-a dat în judecată statul. Ce angajator nenorocit este statul român? Păi pune pe bieții oameni zeci și zeci de mii, sute de mii de angajați ai săi să lucreze în condiții care le pun viața în pericol. Că asta înseamnă condiții periculoase de lucru. E pericol. Te duci la muncă, la birou, la Ministerul de Externe și ești în pericol de moarte. Și pentru asta te compensează cu un mizilic de 15% în plus la salariu și tu îți riști viața și sănătatea fiecare zi când te duci la birou. Păi normal n-ar fi să-l dai în judecată pe statul român să rezolvă odată această problemă? Pentru tine și pentru colegii tăi de birou. Fă un gest, fă ceva, nu mai sta. Eu aș accepta 15%. Iată. Mai există... Că-mi râzi viața cu voi aici și da. Sănătate. Și spor pentru risc și supra-solicitare neuropsihică, plătit în mii de cazuri. Și asta. Da. Te duci la birou și ești solicitat. Ți se solicită... Băi, ești forțat să gândești la birou. Păi ce e abuzul ăsta? E posibil? Cine poate fi obligat să se gândească la ceva atunci când se duce la muncă? Și să fie și plătit pentru asta. E clar că îți trebuie spor. Te duci la muncă, pentru asta ești plătit doar pentru că te duci. În rest, adică dacă faci ceva, nu am mai discutat despre asta. Mă, la muncă primești salariu. Dar asta că ești la muncă. Dar ca să ajungi la muncă, trebuie să ți se deconteze transportul. Când pleci în concediu, la fel, trebuie să se dea bani, tichete de vacanță. Dacă ești la muncă și te obligă cumva să ai gânduri legate de muncă, păi asta nu trebuie compensat? Că trebuie să te concentrezi de ce te-ai dus acolo. Da. Există spor pentru complexitatea muncii. Una e... Stai la top. Să management. Te duci doar să pui ștampila, nu? Și alta e să faci gesturi mai complexe. Dacă ai de făcut o muncă mai complexă de atât... Cum ar fi să delegi. Da, exact. Da. Spor pentru izolare. Se plătește spor pentru izolare. Nu înțeleg problema. Sunt atâția angajați inconștienți în țara asta, cărora le-ar plăcea foarte mult să lucreze nederanjați de nimeni. Și în fond, ce? Nu mai există soliter? Adică, care e problema? Sau mai există ceva ce se cheamă, asta sincer nu înțeleg, spor pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim colaborator. Aici sunt numai 51 de nenorociți, amărâți săracii la MAPN, care își îndeplinesc atribuțiile de prim colaborator. În primul rând, bun, eu nu mă pricep, dar dacă scrie că atribuțiile tale de serviciu sunt să-ți îndeplinești
mă rog, să trebuie să faci treabă de prim colaborator, trebuie să fii plătit suplimentar pentru asta. Și ce înseamnă prim colaborator? Și dacă prim colaboratorul este compensat pentru că și îndeplinește atribuțiile, secund colaboratorul de ce nu? Sau terț colaboratorul? Până la câte trepte de colaborare? Cred că-s pe grade. Cred că-s pe grade. Da. Da. Dar vezi că numai prim colaboratorul primește spor. Sunt singuri? Secund și al treilea, al patrulea, al doisprezecelea. Da. Deci dacă există prim, înseamnă că trebuie să mai existe și alții, că dacă ar fi singur, ar fi doar el, colaboratorul. Probabil că e de jos, știi, de la pragul 5, în sens invers. Ne scrie cineva, ne atrage atenția însă că la stat salariile sunt de 3-4 mii de lei brut. Da. Și că toate aceste sporuri sunt o metodă de a oferi un salariu decent. Exact. Că trebuie spus adevărul până la capăt. Asta este de spus adevărul până la capăt. Problema cu toate aceste sporuri este că nu reprezintă altceva decât o ipocrizie, străvezie. E clar că oamenii vor salarii mai mari. Nimeni nu e de condamnat pentru asta. Toată lumea ar vrea să câștige mai bine. Dar n-ar fi mai cinstit să fie stabilite praguri salariale clare și oamenii să știe la ce să se aștepte și să primească banii ăștia. Corect, da. Nu să depindă, cum spune doamna Violeta Alexandru, sau cum spunea în 2020, că sporurile au apărut, citesc din nou, precum pensiile speciale. Cine s-a descurcat să prindă un moment prielnic și a fost aproape de decident, a obținut un spor. Problema este această descurcăreală, șmecheria asta, hai să-i mai dăm un spor pentru ceva, ne mai prefacem că e condiție vătămătoare, îți mai dăm 15%. Hai, pretindem că ești, cum se spune, da, izolat, că ai condiții de supra-solicitare neuropsihică, îți mai dăm ceva. Mă, toate astea sunt niște, cum să spun, niște șmecherii. Sunt niște șmecherii, ca să mai dă oamenilor așa niște bani, unii primesc, alții nu primesc. Adică, cum poți să faci diferența între doi angajați dintr-un birou? Unul primește spor de solicitare neuropsihică, celălalt nu. Nu e mai corect să fie niște standarde general valabile și niște salarii care să fie onest oferite, fără toate vrăjelile astea? Că ele sunt niște vrăjeli. Și dacă te apuci să încerci cu adevărat să demonstrezi că sunt condiții de vătămătoare de lucru potrivit legilor care sunt în vigoare, nu poți demonstra asta. Realmente, nu poți demonstra. Și statul care e, știi, vorba lui Pristanda, adică scrofulos la datorie într-o mulțime de cazuri, aici se preface, închide ochii când e de verificat respectarea legii de către proprii săi angajați din administrația publică. Condiții periculoase, vătămătoare de lucru într-un birou, înseamnă să poți demonstra morbiditate, cazuri de îmbolnăvire și așa mai departe. Nu, dar e clar că e un artificiu pentru a mări niște salarii. Cazurile de îmbolnăvire se petrec în combinatele chimice, în mină. Alea sunt condiții. Minele de uraniu, acolo sunt condiții vătămătoare de lucru. Pentru ce oferi condiții, spor de condiții vătămătoare de lucru, nu e angajat dintr-un birou. Dar de ce nu s-au putut mări salariile astea corect și onest, cum spui? Adică asta este întrebarea. Fără să fie nevoie de niște artificii, da, de genul ăsta. Ne ascundem în spatele degetelor, știți, păi în sistemul bugetar sunt salarii mici. Da, ok, sunt salarii mici, dar le creștem pe toate în felul ăsta, care este arbitrar și caragios, râde lumea, domne. Da. De prostiile astea. Faceți ceva care să respecte, cum să spun, niște principii corecte și coerente. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.